În weekendul care tocmai s-a încheiat, la Câmpulung au avut loc alegeri pentru desemnarea președintelui filialei Câmpulung a Partidului Național Liberal și alegerea Comitetului de Conducere. Sala Casei de Cultură Cedea Aricescu a fost arhiplină de membri de partid și simpatizanți, mai ales că la lucrări au participat președintele partidului la nivel național, Nicolae Ciucă, secretarul general Lucian Bode, președintele filialei Argeș Alina Gorghiu și alți demnitari ai partidului. De la această întâlnire nu au lipsit nici primarii PNL din comunele Mușcelene și Argeșene. Singurul candidat pentru președinția partidului de la Câmpulung a fost Noris Măgeanu. N-avem nevoie de aventuri doar în rețele sociale. Și a fost în acești ultimi ani în Pitești, la mine acasă, în Curtea de Argeș, în Câmpulung, din păcate n-a fost performanță. N-au fost puse în valoare locurile frumoase, monumentele istorice, Transfăgărășanul, Rucărul, Drumul Branului, cetățile de la Poenar și de la Podul Dâmboviței, obiceiurile și tradițiile locale, dar mai ales calitățile oamenilor de aici. Despre Noris Măgeanu a vorbit și secretarul general al organizației PNL Argeș, prefectul Radu Perianu. Primul pas și pasul normal a fost să discut cu președintele de atunci, domnul Bogdan David, care și el a constatat același lucru. Lucrurile nu mergeau așa cum ne doream. Tot el a identificat o serie de probleme, tot el este cel care ni l-a prezentat pe Noris și tot el a spus că este necesară o nouă formulă, dar nu cu el în calitate de președinte, ci de membru dedicat al echipei pe care o va avea noul președinte. Pentru noul președinte ales va urma o perioadă de reorganizare a filialei Câmpulung înainte de a intra în bătălia alegerilor din 2024. Noi vrem o țară ca acasă. Ăsta este programul nostru, așa o să mergem înainte, cel puțin în prima parte care urmează să înceapă chiar astăzi, vom privi tot ceea ce facem, încercând să facem lucrurile ca acasă, nu ca afară. Noi vrem o țară ca acasă. Câmpulungul are nevoie să își reamintească cine este